Următorul workshop în care vom vorbi despre partea de, de storage și în timpul în care puteți să faceți partea practică, puteți să rămâneți pe partea de website sau treceți la următoarea temă, pe partea de storage. Înainte să încep, am uitat să vă zic, există în partea stângă niște postere cu Windows Azure. Dacă vreți cumva ca să le luați pentru acasă sau pentru firmă, please do it. Pe postere e parte de marketing, toate serviciile care sunt disponibile la ora actuală. Cu o singură greșeală pe poster și pe toate slide-urile noastre, nu știu câți din voi ați auzit, avem Microsoft are un nou nume. Cine știe care e noul nume pentru Windows Azure? Exact. Așa că în următoarele zile sau săptămâni o să observați această schimbare de nume și o să fie update și la portal și la resurse și așa mai departe. Deci oficial astăzi n-ar fi trebuit să fie Global Windows Azure Bootcamp, ci Global Microsoft Azure Bootcamp. Dar din cauza că ei au anunțat oficial destul de târziu, partea asta nimeni nu mai a făcut update și s-a rămas pe această denumire. Bun. Eu vă propun ca în următorul sfert de oră să povestim puțin despre storage, iar apoi o să vă dau o temă practică dacă vreți ca să vă jucați puțin cu el, să vedeți cam cum funcționează și cam ce înseamnă configurarea și accesul acestuia. Scopul meu, scopul meu principal de la aceste 90 de minute e să vă arăt cât de ușor se poate folosi Windows Azure Storage și totodată opțiunea de configurare specifice acestuia pe care s-ar putea să nu fie atât de ușor accesibile dacă mergeți pe o altă soluție. De exemplu, pe on-premise în care folosiți un storage custom de la diferiți provider. Bun, o să vorbim despre blob, tables, queues, o să vedem ce este shared access signature și la sfârșit partea de workshop. Cred că acum e momentul ca să mă și prezint dacă nu mă cunoașteți. Mă numesc Radu Vunvulea, lucrez în cadrul companiei iQuest și sunt genul de dezvoltator care îmbrățișează orice tehnologie nouă, dar nu înseamnă că o folosesc și pe proiecte reale. În sensul în care chiar dacă e super cool tehnologia, dacă nu m-o convins că merită, atunci nu o să o folosesc. Dar în schimb vreau să fiu la zi cu tot ce mișcă, mai ales în zona de Windows Azure, unde ca și Tibi sunt MVP. Totodată am și un blog personal pe care scriu diferite probleme tehnice de care mă lovesc în viața de zi cu zi, atât cloud cât non și cloud. Depinde de zi și de mood-ul meu, ca să zic așa. Bun, de ce am decis să abordez această temă, partea de storage? Pentru că orice aplicație pe care am face-o, că este web, că este desktop, că este mobile și așa mai departe, are nevoie de un storage în spate. Când ne gândim la un storage pe cloud, nu vă gândiți neapărat că și aplicația voastră trebuie să ruleze pe cloud. La fel de bine, aplicația poate să fie hostată pe on-premise, poate fi o aplicație desktop și așa mai departe. Lucrul cel mai interesant, de fapt, care îl puteți avea și îl puteți folosi în avantajul vostru, că folosind un storage în cloud, puteți elimina man in the middle, care până acum era serverul, care, de exemplu, pentru un streaming video, trebuia să facă streaming de pe partea de storage de pe server a conținutului video, și țineați ei sub blocat și automat vă consumați procesor. Sau aceeași chestie pentru a da o poză la client și așa mai departe. Ce puteți face când aveți genul ăsta de resurse? În aplicația voastră, direct redirecționați userul nu spre storage-ul vostru sau spre site, ci despre storage-ul care îl folosiți de pe cloud. Astfel încât nu mai plătiți computing power și nu mai aveți nevoie de acest gen de resurse. Sunt câteva concepte care cred că după ce începeți ca să folosiți cloud, vă dați seama că nu trebuie neapărat să migrezi toată aplicația în cloud, ci doar pot anumite părți care chiar mi se merită. Pentru că nu tot timpul ți se rentează să mergi tot în cloud sau nu poți. În primul și în primul rând, când vorbim de un storage, avem un storage account. Mi-ar putea spune cineva ce este un storage account?
Sau ce reprezintă acesta? Ok. Este accountul prin care se poate face management la toată informația care o stocați pe un anumit storage. Că este blob, că o stocați că o stocați în format binar, că o stocați ca și un NoSQL pe Windows Azure Table sau un Cure. Acest storage account are acces la toată această informație și puteți face management. Fiecare parte de storage account poate să aibă dimensiune maximă de 200 de terabiți. Partea de clienți enterprise poate să ceară mult mai mult de atâta, dacă este cazul. Dacă nu le merge, partea de business să aibă mai multe storage account-uri. În cazul ăla poate să ceară o redimensionare a acestuia. Limita este mai degrabă o limitare psihică, nu fizică, în sensul în care ei au pus că în mod normal niciun client are nevoie mai mult de 200 de terabiți. Dar sunt cazuri excepționale când este nevoie. Se plătește, când folosiți partea de storage, plătiți două chestii. Lucru de partea de storage în sine, plătiți și în special partea de tranzacții. Adică câte request-uri se fac pe storage-ul respectiv. Partea bună e că prețul e destul de mic. Aveți la 100.000 de tranzacții 0.004 eurocenți. Prețul este mic, dar depinde mult cum îți faci aplicația și ce faci cu ea. De exemplu, dacă nu te gândești să faci call-uri, ca și batch, s-ar putea să-ți dai seama că ai crescut de 100 de ori prețul per tranzacție numai din această cauză. Se mai plătește și traficul outbound, dar în funcție de proiect, dacă hostezi soluția în Windows Azure, traficul intern nu se plătește, din cauza asta nu am trecut partea asta. Dar pe orice serviciu din cloud, în general, se plătește traficul care iese. Avem trei tipuri de storage și o să începem cu partea de blobs. Blobs sunt folosite în momentul în care doriți să stocați un conținut binar, orice fel de conținut binar. De ce zic că e foarte important și încerc să subliniez partea asta, orice fel de conținut binar? Pentru că pe lângă poze, videouri, vă puteți gândi inclusiv pe storage să puneți resurse CSS sau HTML. De exemplu, când faceți un website și aveți foarte multe resurse statice, care pot să însemne de la librării până la poze, CSS-uri, orice altceva ce mai puteți avea acolo, sunt unele cazuri când vă puteți gândi, bun, de ce să pun această librărie în spate la un IS, că fiind ceva static, redirectez userul exact spre locația asta. Când se prestează, cel mai bine când, de exemplu, aveți poze pe un site. De ce să mi le țin în același proiect și în același loc unde mi website-ul și până la urmă să încarc IS-ul cu request-urile care o să vină pentru a-mi aduce acest conținut, când pot să-l pun direct pe un storage și adresele URL spre imagini îs direct din blob storage. De partea de securitate o să vorbim puțin mai târziu, dar există diferite moduri în care poți să dai clienților acces la această informație. Blobule, să zicem așa, pot să fie de două tipuri. Sau în momentul în care creați un blob, acesta poate să aibă două forme. Unul este blocks and pages. Diferențele în prima fază par să nu fie niciuna, dar prin ce se diferențiază este modul în care se accesează fiecare din ele. Partea de blocks, blob, așa cum îi spune și numele, ai de fapt niște blocuri. De exemplu, dacă punem un fișier de 10 giga. Avem blocuri de câte 4 mega fiecare. Și atunci partea de streaming este foarte ușor de făcut. Sau în momentul în care vreți să faceți un update la un anumit conținut. Vreți să faceți update la un video. Aveți deja un video existent, l-ați modificat și vreți să puneți pe blob o nouă versiune ca clienții să îl poată accesa. Cât timp faceți upload la noul video, vechiul video încă poate să fie accesat de către clienți. Să spunem că uptime-ul la conținutul respectiv poate să ajungă până la ideal aproape 100%. În schimb, dacă mergeți cu următorul tip de blog de care o să vorbim, pages, nu aveți suport de tranzacție. Plus că mai e cazul dacă cumva, în momentul în care faceți upload, vă cade conexiunea sau se întâmplă ceva. Videoul original nu o să mai existe. Dacă folosim blog,
plus cu partea de suport de paralel upload, atunci nu avem niciun fel de problemă. Și pe partea de tranzacție, ca și cum am dat un commit. Am făcut upload la un anumit conținut, până nu-i dau commit, nu poate să fie accesat din exterior. Și este persistat pentru o anumită perioadă de timp, într-un fel de temp. Într-un fel de temp folder. Dimensiunea maximă este de 200 de giga per bloc. Dar asta nu înseamnă că nu putem ca sub un anumit container, container fiind ca și un folder sub care poți să-ți grupezi mai multe bloburi, nu poți să ai mai multe blobs. Deci poți să ai 10, poți să ai 100, cât îți permite sistemul. Și totodată un lucru destul de interesant, în momentul în care îți creezi un blob, nu specifici de cât spațiu o să ai nevoie. Deci nu îi spui, acesta o să fie de 100 de tera și automat asta înseamnă că tu plătești de mâini, din momentul respectiv, spațiu de stocare pentru 100 de tera. Tu plătești doar cât consumi. În comparație cu page blobs, care în momentul în care ai creat un blob de acest tip, dacă ai specificat că dimensiunea lui este de 100 de tera, tu vei plăti cei 100 de tera. Chiar dacă folosești numai 1% din el sau 10% din el. Partea bună la PageBlobs e că se plătează foarte automat când avem acces random la conținutul acesta. De exemplu, nu tot timpul vreau să accesez fișierul de la început, ci știu automat exact locația de pe fișier unde vreau să mă duc și să o accesez. Din această cauză și modul în care se lucrează cu el este puțin diferit. De exemplu, inclusiv partea de writing se face pe aceste blocuri micuțe de 512 biți. Și din această cauză, dacă, de exemplu, ai pune un video și începi să faci update la acesta, în momentul în care ai început să modifici parțial acest video, clientul nu o să mai poată folosi. Sau imaginea. Că până la urmă, deja conținutul nu mai este bun acolo. Nu mai este valid. Și mai avem conceptul de driver, care până la urmă e doar un blob storage care este văzut și poate fi atașat la o mașină virtuală ca și un driver. Ce mai bine de spus la partea de blobs e că se pot fi accesați prin FTP. Ceea ce vă puteți gândi la un use case în care, de exemplu, pentru acasă aveți poze, nu? Și vreți să faceți backup la ele. De obicei, eu personal acasă le țin pe două harduri externe, aceeași informație duplicată, să nu pierd niciodată pozele, că cine știe ce se poate întâmpla. O altă soluție, e accesați prin FTP și vă copiați acolo pozele. Configurați partea de security să nu fie accesibil de către nimeni sau pe baza unor credențiale, pe baza unui token și atunci știți că aveți automat backup-ul acolo. Plus că prețul per giga este de... Două clipe, să ne întoarcem. De 3 eurocenți pe giga. Deci dacă am 100 de giga, aș plăti 3 euro pe lună. And it's pretty ok, the price. Bun. Următorul tip de storage pe care îl avem disponibil este Tables. Windows Azure Tables, sau mai nou Microsoft Azure Tables. Este o bază de date non-relațională, ca și un nou SQL. Din anumite puncte de vedere, este un nou SQL în spate, un storage. Ca și implementare, este, deci orice conținut care îl puneți în aceste tabele, se salvează ca și un JSON în spate. Foarte, foarte bine optimizat și există un server care poate să parseze și să aibă grijă de acest lucru. Când folosiți tables, nu vă faceți griji de partea de server și de partea de procesoare, plătiți doar cât de mare e acesta, care prețul pe giga este la fel ca și cum ați avea un blob și numărul de tranzacții. Diferența e că, de exemplu, pe blobs poți să ai o singură tranzacție și să iei 10 giga. În schimb, pe tabele, de obicei, când le accesezi la un nivel mult, mult mai mic și astfel încât, din această cauză, numărul de tranzacții poate să fie destul de mare. Fiecare tabel are 3 coloane by default, așa numite 3 proprietăți, partition key, row key și last update. Last update e ultima oară când s-a făcut update. De ce avem partition key și row key?
pe o entitate din tabel, noi putem, de fapt, într-un tabel noi putem stoca orice tip de entitate. Deci putem avea un tabel în care să stocăm 20 de tipuri de entități, cu proprietăți diferite, field-uri diferite, and so on. Pentru că formatul la tabel, structura nu este fixă. Nu este nicio fel de problemă când facem save, dar uneori vrem cumva să le grupăm. De exemplu, dacă în același tabel stocăm diferite tipuri de autovehicule, camioane, mașini, tiruri, and so on, atunci ne putem gândi la un caz în care pe baza de partition key să știm tipul, că până la urmă este o anumită partiție, row key-ul să reprezinte cheia, de exemplu numărul de matriculare la fiecare mașină și combinația dintre partition key și row key formează cheia unică per tabel. Asta înseamnă că putem într-un tabel să avem mai multe entități cu același row key, dar niciodată mai multe entități care combinează între partition key și row key să fie duplicată. Partition key-ul trebuie ales foarte, foarte bine când folosim, când stocăm în același tabel foarte multe date. Pentru că pe baza de partition key, Windows Azure îți scalează automat tabelul în sensul în care ți-l partiționează în partiții mai mici și poate să ți-l mute pe instanțe separate pentru a putea procesa dacă e load-ul foarte, foarte mare. El când sparge un tabel în mai multe tabele, dar acest lucru nu se face pentru noi vizibil, deci noi tot tabelul cu nume autoturisme o să-l avem, dar el în spate de fapt îi spar pentru optimizare în mai multe, în mai multe tabele pe mașini diferite. Se face pe bază de partition key. Deci, de exemplu, dacă avem un tabel de 100 de milioane de entități cu același partition key, în spate, Azure nu o să-l poată să-l facă mai optim, noi să-l putem accesa mult mai ușor și mult mai repede. Acum, bineînțeles că avem și câteva limitări, din păcate. Una care eu m-am lovit cel mai des este numărul de entități care îl putem aduce per fiecare query. Pentru fiecare query pe care îl putem face, putem aduce maxim 1000 de entități. Asta e valoarea pe care ei o decid și, în general, toți clienții îs mulțumiți, cu câteva excepții. Până la urmă, poți să ai un query în care să-ți vină paginat aceste rezultate. Paginarea este built-in sub support. Deci nu trebuie tu să-ți implementezi, ci când faci apelul REST spre serviciul respectiv, poți să spui și ce pagină vrei ca să îți vină. Cam așa ar arăta tabelul dacă ne gândim din punct de vedere la partition key și row key. Și aici putem observa, de exemplu, cele care au avut partition key New York City Marathon Half din 2011 au mers pe acest storage și cele care au avut partition key-ul cu full la sfârșit, din motive de optimizare, automat au fost duse pe o altă instanță. Când se face partiționarea, nu vă gândiți că dacă aveți 200 de partiții, neapărat o să se spargă tabelul în 200 de tabele mai mice, ci pe bază de load poate să mute 100 pe o instanță și restul pe o altă instanță. Deci partea asta se face în mod automat, dar de decizia nu noi o luăm, ci sistemul pe care îl folosim. Și bineînțeles, ultimul din aceste servicii pe partea de storage este partea de queues. Când avem nevoie să transmitem mesaje, se aseamănă foarte, foarte mult cu Windows Azure Queues, Windows Queues. Deci avem un nume la queue, putem să punem mesaje și le putem consuma. Nu avem suport la sesiune și la acces tranzacțional la aceste queue-uri. Dacă avem nevoie de aceste funcționalități sau avem cazuri mai complicate, putem tot timpul să mergem la Windows Azure Service Bus, care e tot un serviciu de messaging, dar care are foarte multe funcționalități, asemănător Azure Service Bus-ul cu N-Service Bus sau RabbitMQ. Că faceți așa o idee cam care sunt funcționalitățile disponibile. În schimb, pe queue, ce este interesant, că partea de costuri e ca și cum e costul de storage. Deci nu, dacă aveți un queue în care aveți 100.000 de mesaje, nu plătiți pe fiecare mesaj, mai puțin tranzacție, dar asta e partea a doua, și partea de storage, plătiți doar cât reprezintă cele 100.000 de mesaje în giga. Comparativ cu alte servicii, precum Windows Azure Service Bus, unde încep să fii limitat. Plus că dimensiunea maximă la un queue din Service Bus mi se pare că este de 5 giga, pe când aici limita e de factor de câteva zeci de ori mult mai mare.
Bun, am văzut până acum care sunt serviciile pe partea de storage. Următoarea întrebare naturală e cum putem accesa aceste servicii. Le putem accesa pe baza unui URL mereu, care noi îl putem face public, astfel încât oricine să-l poată accesa. Putem configura diferite moduri de acces folosind Shared Access Signature. Ce înseamnă asta? Că se generează automat un token care îi poate da clientului acces la o anumită resursă, doar la o anumită resursă care vrem noi, un număr limitat de timp. Deci tu, de exemplu, la poza respectivă ai acces doar de read, începând de acum, timp de 4 zile și atât tot. Și după ce expiră această perioadă, automat tokenul nu mai poate să fie folosit pentru accesarea sa respectivă. O funcționalitate destul de utilă este modul în care se poate face update la aceste drepturi. De exemplu, dacă ai trimis la un client un token pentru a accesa, de exemplu, kit-ul de instalare de pe aplicația noastră, el a plătit subscripția și ar avea teoretic acces să-l downloadeze timp de 6 luni. El plătește în continuare subscripția și tu ar trebui, teoretic, vă gândiți, să mai trimitem încă un nou token, nu? Că așa ar fi natural. Dar asta ar însemna el să-și facă update la URL sau la sistemul lui prin care face download. Partea interesantă că acest token, chiar dacă expiră, există un buffer când poți să îl reînnoiești. Adică tokenul rămâne același, dar îi schimb valabilitatea sau drepturile care le poți face. De exemplu, dacă trece de pe o subscripție în care ar avea acces numai la 10 tipuri de instalare, la o subscripție mai scumpă la care are 20 de tipuri de instalare, poți să faci update la aceste drepturi pe baza tokenului pe care tu deja i-ai trimis clientului, fără să-l mai rogi să acceseze un alt link sau să-și facă update la acest sistem. Asta e partea mai complicată. Partea de storage account înseamnă că tu poți pe baza unui account și unui key să accesezi toate resursele care îs în storage-ul tău. Să zicem că asta e folosită de către client și prima parte e folosită în general numai de către administrator. Din păcate, uneori storage account ajunge să fie folosit și în aplicațiile reale, ceea ce nu-i tocmai de dorit. Dar când se întâmplă acest lucru și din această cauză avem două storage access key. De ce credeți că avem două key și nu una de acces? Key însemnând parole. Partea de portal îți oferă posibilitatea ca în momentul în care o cheie ți s-o compromis, adică cineva o știe și începe să acceseze fără voia ta conținutul, tu vrei să generezi o nouă cheie. Dar dacă tu ai făcut deploy la soluție pe 200.000 de telefoane, înseamnă că tu imediat îți faci și un update și să trimiți și noua cheie. Perioada în care clienții nu se poată să acceseze resursele respective, chiar aplicația să nu funcționeze. Din această cauză, folosind două storage access key, tu ai prima care o folosești și a doua ca și backup, care este tot timpul deployată pe instanțele clienților. Și când prima nu mai este safe, tu când ai generat, îți poți configura ca în momentul în care prima nu mai funcționează să încerci să folosească a doua cheie. Și atunci, să zicem, ai two-step update pentru aceste chei. Și astfel încât tu să știi că nu o să omori clienții. Bineînțeles, tot timpul ne putem gândi la varianta mai complexă. Când avem un server care aplicația client cere credențialele și sunt trimise. Depinde foarte mult de soluția pe care vrem să mergem aici. Aici putem să vedem partea de Shared Access Signature, cum funcționează. În primul rând, când un client vrea să acceseze o resursă Shared Access Signature, are nevoie în primul și în primul rând de această cheie, de acest token. Și cineva trebuie să-i dea acest token. În general, trebuie să avem un server care să folosească librăria și serviciile puse la dispoziție de către Azure pentru a genera această cheie. Teoretic și clientul, dacă are storage account key-ul, poate să genereze acest token, dar atunci nu ar mai avea valoare ca clientul să aibă credențialele și tot el să genereze și cheia cu care să acceseze niște resurse. Din această cauză, trebuie să existe o mașină sau un proces care să se ocupe de acest lucru, să fie într-o zonă secure. Odată ce ți-s compromise storage account name-ul și key-ul, oricine îți poate accesa storage-ul și poate să șteargă orice acolo.
Din cauza asta nu se recomandă să fie share-uite pe aplicații, ci să se folosească Shared Access Signature. Shared Access Signature este gratis, adică nu plătești nimica pentru că folosești aceste chei și nu folosești modul de accesare default. Dacă sunt cumva ceva întrebări legate de partea de storage, dacă ai un key care a fost deja compromis, tu vrei să faci update la acel key ca să nu se mai poată fi folosit. Ok, dar dacă a fost compromis cheia cealaltă. Da. Adică persoana cealaltă care are cheia compromisă, nu poate să se reseteze. Nu. Deci cheile și în general, când vorbim de Windows Azure, în cazul ăsta vorbim de două tipuri de accounturi. Accountul pe care ați intrat pe portal este de administrator și faceți management la toate serviciile. Și storage accountul este accountul care îți permite să accesezi din aplicația ta sau din afară la portal la resursele care sunt puse pe storage. Deci tu nu vei folosi niciodată credențialele care le folosești pentru a te loga în portal să accesezi storage-ul. Dacă vrei să accesezi storage-ul, folosești storage account name-ul and key. Și în general, storage account name-ul e chiar numele la storage-ul pe care ți l-ai creat. Două clipe numai să... Ok. Deci dacă am fi creat aici un nou storage, un storage account, accountul care l-am fi creat în acest loc mi-ar fi dat acces pe bază de storage account name și key doar la storage account-ul ăsta. Nu aș fi avut acces la toate storage account-urile care erau legate la subscripția mea. Bun, trecem atunci la partea de v-aș propune eu să încercați să rezolvați. Problema e următoare care vă o propun, e destul de simplă. Vreți să creați un backend prin care să permiteți clienților să facă upload la poze pe Store. Nu contează foarte mult clientul ce îi, deci poate fi chiar o aplicație consolă care trimite o poză și o stochează pe storage. Primul pas e să puteți să-l accesați, să puteți face upload și download din aplicația voastră. După aia, diferite atribute, diferite taguri pe care o poză le are, să le salvați pe Windows Azure Tables, legate pentru fiecare poză pe care ați pus-o. Iar după aia să vă gândiți că vreți să suportați într-o formă sau alta un mecanism prin care să reduceți dimensiunea pozei. Nu trebuie implementat mecanismul care reduce dimensiunea pozei în sine, ci doar modul în care se poate face query spre un alt serviciu ca să reducă dimensiunea acestei poze. Soluția pe care o propun și aici este folosit un queue. Dar la fel de bine vă puteți imagina și alte mecanisme, de exemplu chiar folosind Windows Azure Tables, în care puneți request-ul pe Windows Azure Table și un alt consumator vede dacă a apărut conținut nou și îl consumă. Și dacă mai aveți timp la sfârșit, generarea unui Shared Access Signature pentru a putea să face share la acest link. Puteți începe cu... Dacă vi se pare mai interesantă partea asta sau partea de Shared Access Signature, puteți începe direct cu ea. Deci nu e neapărat obligatoriu să mergeți în pașii ăștia. Sau puteți rezolva orice fel de problemă. Aici sunt câteva hinturi. Partea de hinturi sunt parte de clase care vă pot ajuta să rezolvați aceste probleme. Partea de Closed Storage Account vă dă acces la partea de account, la Storage Account. După aia vin cei trei clienți, Table, Blob and Queues. După aia, pentru Table și pentru Blob, pe baza unui client obțineți accesul la un container. Aceste entități o fie de tip Cloud Table sau Cloud Blob Container și containerul are mai multe bloburi
pe care le puteți accesa. Table Query îl folosiți pentru a face query-uri pe tabele. And Cloud Queue Message, doar în cazul la queue, este mesajul, tipul de mesaj pe care îl puneți pe queue, care trebuie să fie de tip Cloud Queue Message. Dacă aveți orice fel de întrebări acum sau în următoarele 60 de minute sau cât timp o mai rămas, vă stăm la dispoziție. Vreți să las slide-ul ăsta sau acesta? Acesta, nu? Ok. Totodată să nu uit, dacă dați pe Google sau pe Bing, există o documentație foarte, foarte bună. Dacă căutați Windows Azure Blob Storage, How to Use It, în care se descrie pas cu pas fiecare API și cum poate să fie folosit. Și partea de documentație, zic că pe partea de storage este extrem de bună. Succes!